Ora 15, bun găsit tuturor, zi plină pentru premierul Ludovic Orban. Șeful guvernului vine în Parlament pentru a da explicații cu privire la măsurile luate pentru combaterea crizei COVID-19. Opoziția l-a convocat pe Orban pentru ora premierului. Mai multe detalii ne aduce colega mea Gabriela Mihai. Te rog, Gabi, bun găsit! Am găsit la ora 16, premierul Ludovic Orban urmează să ajungă aici, în Palatul Parlamentului, unde a fost invitat de altfel de liderul pro-România, Victor Ponta, și a cărei invitație a acceptat-o. Așadar, la ora 16, premierul Ludovic Orban va da explicații în fața parlamentarilor în privința modului în care a gestionat situația în criza care are loc din momentul în care în țara noastră a apărut epidemia de coronavirus. Așadar, trebuie să dea mai multe explicații. Totul va începe cu 5 minute pe care de altfel le are la dispoziție Ludovic Orban pentru a prezenta un raport făcut în care spune exact ce măsuri a luat în perioada epidemiei de coronavirus. Ulterior, liderii partidelor politice și grupurilor parlamentare vor avea câte un cuvânt de spus, vor avea întrebări pentru premierul Ludovic Orban, iar la final Ludovic Orban va veni din nou cu explicații în fața Parlamentului. Vom vedea până la urmă care vor fi importantele măsuri despre care va vorbi premierul Ludovic Orban, dar și importantele reproșuri care îi vor fi făcute. Știm că, de exemplu, se va discuta foarte mult și pe situația modului în care au fost făcute achizițiile în perioada de stare de urgență din țara noastră. Totodată se va discuta și despre situația care a avut loc în aceste zile la Vama cu Ungaria. Am văzut că au fost mai multe probleme din cauza modului în care s-au mobilizat autoritățile. Așadar, la ora 16, Ludovic Orban vine în Palatul Parlamentului. Mulțumesc pentru informații, Gabriela. Trecem de la starea de alertă la starea de alertă maximă, este anunțul făcut de premierul Ludovic Orban după 3 zile în care românii au părut că au uitat complet de pericolul reprezentat de coronavirus. Orban a convocat în această dimineață Comitetul Național pentru Situații de Urgență, dar și pe miniștri pentru a urma procedurile legale în vederea instituirii noilor restricții. Hotărârea de guvern va fi transmisă Parlamentului pentru a încuvința starea de alertă. Continuăm. Practic, starea de alertă, care a fost instituită prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, dacă să am o exprimare plastică, trecem de la stare de alertă la stare de alertă maximă. Noi trebuie să fim de partea oamenilor corecți, oamenilor care respectă legea, oamenilor responsabili, oamenilor care contribuie la o conduită normală și firească. Dacă nu vor fi respectate măsurile, există riscul de a crește numărul de cazuri în perioada de relaxare. Va trebui ca în perioada asta, până în data de 1 iunie, măsurile de relaxare pe care le-am adoptat să nu genereze o creștere semnificativă a numărului de persoane infectate. Există riscul să revenim asupra unor măsuri de relaxare care ar putea determina din cauza unui comportament incorrect și împotriva regulilor o creștere semnificativă a numărului de cazuri. Premierul a vorbit și despre faptul că se vor da amenzi celor care nu respectă regulile stabilite la instituirea acestei măsuri. Avem la dispoziție toate instrumentele legale necesare, inclusiv amenzile. Orice comportament care nu este corect și care poate duce la infectarea concetățenilor noștri este un comportament care trebuie sancționat. Suntem democrație, dar nu suntem anarhie. Președintele Klaus Iohannis a avut astăzi o convorbire telefonică cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cei doi au discutat despre propunerile pe care Comisia Europeană urmează să le prezinte până la sfârșitul acestei luni cu privire la planul de relansare economică a Uniunii Europene și varianta revizuită a propunerii privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. Însă mai mult aflăm chiar acum de la colega mea, Gabriela Del Pupo. Te ascultăm, Gabi. Bun găsit! Bun găsit, într-adevăr. Președintele a venit și el cu o serie de propuneri pentru ca acest nou buget și propunerile Uniunii Europene să fie unele echitabile, astfel încât toate țările care au mari nevoi să fie ajutate. El a spus că cel mai mult ar trebui investit în infrastructura sistemului de sănătate, de asemenea a
punctat faptul că politica de coeziune și politica comună agricolă ar trebui sprijinită în acest moment pentru ca absolut toate țările să poată beneficia de o relansare economică reală. Președintele Iohannis a subliniat faptul că aceste propuneri trebuie să țină seama de nevoile fiecărui stat membru în parte, să fie echilibrate, proporționale și corect prioritizate, astfel încât să se ia în vedere un răspuns corect la provocările existente. De asemenea, președintele a mai subliniat faptul că trebuie luate în considerare principalele obiective la nivel european, astfel încât Uniunea Europeană să iasă mai puternică din această provocare generată de criza COVID-19. În ceea ce privește procesul eficient de relansare economică, președintele a pledat pentru un buget european puternic, deci investiții masive în următoarea perioadă în aceste fonduri europene care deja au început să vină și în țara noastră, vorbim de sume de sute de milioane de euro care sunt investite în acest moment pentru ca sistemul de sănătate cel puțin să facă față acestei provocări. Cam acestea au fost temele principale abordate. Menționăm faptul că cel puțin pentru România bugetul pe 2021-2027, acest exercițiu financiar, presupunea și subvenționarea acelor spitale regionale ale căror studii de fezabilitate erau deja terminate, proiecte pregătite să meargă la Uniunea Europeană pentru aprobarea bugetului lor. Gabriela, îți mulțumesc. Bilanțul total al infecțiilor cu coronavirus a trecut de 17.000. În ultimele 24 de ore au fost raportate 165 de cazuri. Asta în condițiile în care au fost prelucrate doar 3.000 de teste. Surprinzător, astăzi nu a mai fost raportat niciun deces până la această oră. Cu mai multe detalii vine colega mea Bianca Ogarcă. Bun găsit, Bianca! Bun găsit! În continuare, cea mai gravă situație se înregistrează în județul Suceava, unde în momentul de față sunt 3.448 de persoane depistate pozitiv cu noul coronavirus. După județul Suceava urmează capitala, unde în momentul de față sunt peste 1.600 de persoane diagnosticate cu noul coronavirus. Însă trebuie spus faptul că situația este destul de critică și în județul Arad, unde s-au înregistrat până acum aproximativ 700 de cazuri de COVID-19. De asemenea, trebuie spus faptul că la nivel național, de la ultima raportare, au apărut 165 de noi cazuri de COVID-19. La terapie intensivă, în momentul de față, se află 193 de persoane ce se zbat între viață și moarte. Însă, în momentul de față, trebuie spus faptul că sunt mai puține persoane la terapie intensivă față de ultima raportare. Pe de altă parte, sunt și vești bune. 9.930 de persoane s-au vindecat, drept urmare au fost externate din spital. De asemenea, se mai arată în bilanțul prezentat de către autorități faptul că peste 12.000 de persoane se află în continuare în carantină instituționalizată, iar peste 17.000 sunt în izolare la domiciliu sub supraveghere medicală. Din nefericire, bilanțul deceselor a ajuns la 1107. Mulțumesc, Bianca. De astăzi încep procesele la cea mai aglomerată instanță din țară. Tribunalul București are început activitatea după starea de urgență, însă cu noi reguli. Oamenilor li se va lua temperatura la intrare. Pentru lucrul cu publicul, accesul se va face în urma unei programări făcute pe o aplicație online, iar în sălile de judecată vor exista dispensere pentru igienizare. Tribunalul București are de acum circuite separate pentru intrare și ieșire pentru a separa fluxul de oameni. De asemenea, la intrarea în instituție, oamenilor li se va lua temperatura. 37,3 grade este temperatura maxim admisă. Încă de la intrarea în cea mai aglomerată instanță din țară, regulile de protecție sanitară sunt foarte bine stabilite. Toți oamenii trebuie să poarte măști. În plus, au fost făcute culoare de acces
astfel încât să poată fi păstrată distanța de 1,5 metri. Am organizat 3 categorii de rânduri, un rând special pentru domnii avocați, experți, practicieni în insolvență, consilieri juridici, un rând pentru justițiabilii care au ședințe de judecată și sunt chemați la ședințele de judecată și un rând pentru justițiabilii care se adresează instanței pentru compartimentele de lucru cu publicul. În ceea ce privește măsurile de igienizare, toate sălile de ședință, zona din preajma tuturor compartimentelor, inclusiv intrarea din tribunal, sunt dotate cu dispensere, cu soluție dezinfectantă, tocmai pentru ca acest proces să se realizeze ori de câte ori este necesar. Oamenii pot intra în sala de judecată cu 10 minute înainte de începerea ședinței, folosesc dezinfectantul de mâini și ulterior trebuie să se așeze în locurile deja prestabilite, astfel încât să fie păstrată distanța socială. Pentru lucrul cu publicul, accesul se va face în urma unei programări făcute în prealabil. Vom avea disponibilă o aplicație electronică pentru aceste programări, pentru serviciile arhivă și registratură. În sălile de ședință, de asemenea, am luat măsuri de marcare pe pardoseală a distanței de minime de 1,5 metri. Accesul în sălile de ședință pentru avocați și părțile prezente în proces este permis cu 10 minute înainte de deschiderea ședințelor de judecată, iar grefierul va fi prezent în sala de ședință cu 15 minute înainte de începerea lor. Relaxarea restricțiilor a readus și celebrele cozi românești. Sute de oameni s-au înghesuit astăzi la registrele pentru permise și înmatriculări. La Craiova, oamenii s-au revoltat după ce au stat ore în șir la cozi, după care șeful poliției locale i-a trimis acasă. Activitatea la serviciul de permise și înmatriculări Craiova s-a reluat cu nervi. Încă de la primele ore ale dimineții, zeci de oameni s-au strâns la coadă pentru a ridica documentele de care au nevoie de 2 luni. Unii au venit pentru a ridica certificatele de înmatriculare, permisele de conducere sau pentru a prelungi dovezile. Zeci de oameni nu au mai apucat însă să-și rezolve problemele. Comisarul șef Juican, fost sergent major de miliție, așa, și i-a îndemnat pe oameni să plece acasă. Să spună, domnule, din atâția angajați și angajate care stau în birourile alea acolo, să-i punem la alte ghișee și stau ghișeele închise aici, în interior, să lucreze pentru oameni. În loc să caute de soluția pozitivă, să rezolve situația, el îi trimite pe oameni acasă. Sunt oameni veniți de peste tot din județ, de la zeci de kilometri distanță, care au fost nevoiți să aștepte ore bune la rând pentru a-și ridica actele. Dumneavoastră, de când așteptați aici? De 2 ore. Și în cât timp credeți că veți reuși să intrați? O oră jumătate. Încă două, probabil. A venit cineva să vă comunice, să păstrați distanța socială? Da, sau... au venit, da. Mai așa, nu chiar cum să procedează. De unde ați venit dumneavoastră? Din Filiaș. 40 de kilometri. Activitatea serviciului de permise și înmatriculări a fost suspendată timp de 2 luni în perioada stării de urgență. Oamenii nu par să fie înțeles exact ce presupune starea de alertă. Mulți spun că nu știu nici acum ce ar trebui să facă pentru a nu fi amendați. Asta chiar dacă de astăzi intră în vigoare noile sancțiuni. În prima zi de stare de alertă, se pare că țara începe să revină încet încet la vechile obiceiuri. Oamenii s-au întors la lucru, iar mijloacele de transport sunt tot mai aglomerate. În schimb, se pare că nu toți sunt foarte bine informați despre ceea ce ar trebui să facă în această perioadă pentru a nu fi sancționați. Știți cumva în perioada asta cum trebuie să circulați și ce trebuie să faceți să nu riscați vreo amendă? Care sunt interdicțiile? Să purtăm măști și în mijloacele de transport să păstrăm distanța. Evenimente în familie sunt parcă 16 persoane, nu? Ceva de genul. Da, mă rog. În mare, cam astea. În rest, sunt pentru ei. Da, știm, da. Cam care să? Să respectăm regulile care s-au impus, nu? Dacă pentru unii regulile sunt neclare, alții recunosc senin că nu știu absolut nimic despre rigorile stării de alertă. Știți ce reguli trebuie să respectați să nu luați amendă în perioada asta? Cum să circulați? Nu m-am uitat la știri. Nu m-am uitat deloc la știri și habar n-am, nu știu, chiar nu știu. În perioada de urgență, ce măsuri ați luat? Mască, acea declarație și cam atâta.
Și în rest, acum știți ce s-a schimbat sau... Nu, că nu urmăresc la televizor, nu... Știți clar ce reguli trebuie să respectați în perioada asta, să nu luați amendă? Nu. Perfect. Și ce vi se pare? Autoritățile au fost clare în privința măsurilor? N-am ascultat și deci nu aș putea să vă spun. Distracția a continuat chiar și aseară pentru tinerii bucureșteni în primul weekend de relaxare a restricțiilor după ieșirea din starea de urgență. Astfel, pentru a treia seară la rând, Piața Constituției s-a transformat într-o adevărată expoziție de bolizi. Când au coborât însă din mașini, șoferii și călătorii nu au pus preț pe restricțiile privind distanțarea socială. Sute de persoane s-au adunat în Piața Constituției, în parcare, cu mașinile, în condițiile în care starea de urgență și restricțiile de mobilitate au expirat și au fost înlocuite de starea de alertă. În imaginile publicate de tineri pe rețelele de socializare se văd atât persoane care stau la distanță unele de celelalte, dar și grupuri care nu respectă regulile de distanțare socială. Echipaje de poliție au ajuns la fața locului și mai multe mașini au patrulat printre vehiculele parcate, dar cel mai probabil nu au avut cadrul legislativ pentru a da sancțiuni. A fost a doua seară la rând când în Piața Constituției s-au adunat pasionații de cai putere. De altfel, scena din fața Palatului Parlamentului vine după ce sute de persoane, în special tineri, au petrecut în parcul Herăstrău lângă niște terase de unde a fost pusă muzică și au fost ignorate regulile de distanțare socială. După acest caz, autoritățile din capitală au dispus duminică ridicarea autorizațiilor de funcționare pentru restaurantele cu terasă responsabile. Am suspendat autorizația de funcționare pentru cele două terase. Practic, cele două societăți comerciale nu mai pot funcționa cu activitate de exterior până când noua formă a proiectului de hotărâre va intra în vigoare. Una dintre cele mai frumoase plaje din România este distrusă de poluare. Nisipul de pe celebra Vadu Corbu este impregnat de reziduri petroliere. Zona afectată se află fix în rezervația biosferei Delta Dunării. Deși situația este veche de peste un an, Garda de Mediu nu a făcut până acum nimic pentru a salva plaja. Este de ajuns să sape o groapă de 20-30 de centimetri lângă plaja Vadu și se vede cum apa din pânza freatică este poluată cu hidrocarburi. Sursa poluării se pare că este conducta care unește cele 5 platforme de extracție petrol și gaze din largul Mării Negre cu țărmul. Problema există încă de anul trecut. S-a constatat atunci că poluarea este una istorică și că, deși terenul aparține Rompetrol, poluatorul este OMV Petrom. Garda Națională de Mediu a amendat atunci OMV Petrom cu 60.000 de lei. Însă asta a fost tot. Situația este, mi se pare, mult mai critică decât anul trecut. Foarte deranjat vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă Garda de Mediu, Garda Națională de Mediu. Nu au făcut nimic. De anul trecut nu au făcut nimic. Autoritățile locale spun că oamenii sunt în pericol. Merg în față la APM. Eu aduc și poze, aduc tot ce e necesar, și filmări, tot ce este necesar. Și anul trecut le-am dat poze și le-am dat și nimic. Deși au fost făcute controle în acea zonă, rezultatele analizelor nu au fost luate în seamă de autorități. Am raportul de la RBDD, unde ei cu mânuța lor, când au venit în locație, da, cu mine de față s-a făcut proces verbal de constatare. Am biletul de analiză frumos, rezultatul lor cu toate astea care spune că da, este sol poluat și bla bla bla, da? Spun și normele și toate celelalte. Printre care nu e bună analiza, că nu s-a luat de unde trebuie analiza. Terenul acoperit parțial de reziduri petroliere se află la aproximativ 2 km de plaja Vadu, care aparține de perimetrul rezervației biosferei Delta Dunării. Ford Craiova își rea activitatea în totalitate. Reprezentanții Ford au decis ca toți angajații să revină în fabrică. Angajații vor lucra în două schimburi pentru a putea fi respectate regulile de distanțare socială. Persoanele din jur și nu vă aglomerați în zona de intrare. Purtați și masca.
Se pare că treptat lucrurile revin la normal, iar la Ford Craiova, din cei 6300 de angajați, circa 4700 se întorc la muncă. Pentru ca regulile impuse de autorități pe timpul stării de alertă să fie respectate, iar nimeni să nu aibă de suferit, oamenii vor lucra în două schimburi. În același timp, oamenii sunt mulțumiți și spun că așteptau cu nerăbdare să se reîntoarcă la muncă. Mi-e foarte bine că avem servicii, avem unde să lucrăm. Acasă nu putem să stăm fără niciun ban, fără niciun venit. Și așa a fost destul de greu. Credeți că vor fi probleme? Să sperăm că nu. Da, nu poate să spună nimeni ceva, doar să-și dea cu părerea, să creadă, dar... Grupul a reluat producția SUV-urilor Puma și EcoSport în data de 4 mai, dar într-un singur schimb, față de 3 înainte de pandemia de COVID-19. Totodată, spre deosebire de atunci, există un triaj la intrarea în uzină, s-a implementat distanțarea socială, iar muncitorii poartă mănuși, măști și viziere. De asemenea, angajații care nu s-au întors încă la muncă rămân în șomaj tehnic. În prezent, Ford România este cel de-al doilea constructor. Bill Gates, oculta mondială, antenele 5G sau microchipurile sunt doar o parte dintre responsabilii pentru epidemia de coronavirus în viziunea multor români. Deși poate părea o glumă, oamenii par tot mai înclinați să găsească explicațiile în teorii ale conspirației. Un studiu realizat de platforma media IM360 arată că aproape jumătate dintre respondenții unui sondaj cred că scenariile potrivit cărora această criză este creată artificial sunt adevărate. Explicația este simplă, nu iese fum fără foc, susțin oamenii. Silviana Baicu a studiat toate aceste teorii și ne spune ce cred românii despre coronavirus. Bun găsit! Întrebați fiind care pot fi principalele trei cauze ale actualei pandemii, cei mai mulți dintre respondenți, 31,2%, consideră că la bază se află ignoranța guvernelor statelor lumii, dar și prioritățile strategice greșite ale acestora. Pe locul 2, în topul cauzelor cu un procent de 20,8%, este lipsa de transparență a guvernelor, vizat în special fiind cel chinez. Aproape tot atâția, respectiv 19%, cred că actuala criză sanitară reprezintă de fapt o măsură de control demografic a populației îmbătrânite ca urmare a deficitelor globale uriașe ale fondurilor de pensii. Pe locul 4, în topul cauzelor percepute de români, se află lupta pentru supremația globală dintre China, Rusia și SUA, conform răspunsurilor oferite de 18% dintre respondenți. Dacă 14,1% dintre români consideră că pandemia de COVID-19 este cauzată de ciclurile naturale ecosistemice, de propagarea a bolilor, la polul opus, 12,5% cred că virusul a fost creat în laboratoare de cercetare virusologică. Se pare că propaganda continuă să funcționeze în țara noastră și asta pentru că 12,6% afirmă că la originea virusului se află fundația miliardarului american Bill Gates, care a anunțat de altfel că lucrează intens la un vaccin împotriva acestui virus. Teoriile conspiraționiste continuă, iar peste 7% dintre românii intervievați pun crearea și răspândirea acestui virus pe seama dezvoltării tehnologiilor militare, chimice și biologice, în timp ce 7,2% cred că la origine se află chiar tehnologiile 5G. Nici termoscanarea nu a rămas neobservată, iar oamenii apreciază această acțiune ca fiind o marcare izotopică pe frunte pentru pecetluire. La polul opus însă, 3 din 10 respondenți au declarat că teoriile conspiraționiste, conform cărora această criză a fost creată de către oculte mondiale, în vederea obținerii de profit și a controlului demografic, nu au bază reală și sunt doar fake news-uri, iar doar 3,3% nu au auzit despre astfel de scenarii. Sondajul a fost efectuat online de platforma media M360 în perioada 6-11 mai 2020 pe un eșantion de 1508 persoane. Românii continuă să sfideze autoritățile, deși în starea de alertă masca este obligatorie, oamenii nu se conformează. În schimb, părerile sunt împărțite atunci când vine vorba de amenziile pe care le pot primi dacă nu respectă regula. Deși în starea de urgență, țara noastră a înregistrat un record la amenzi, oamenii nu se lasă intimidați și continuă să sfideze regulile impuse de autorități. Nu sunt puțini cei care, spre exemplu, nu poartă masca în spațiile închise sau nu respectă minima distanțare. Ați văzut persoane fără mască? Da. Chiar și la cozi. La
că știi, vodă la asta, casa de ajutor reciproc, stăteau unul lângă altul fără mască, chiar în față. În același timp, oamenii spun că polițiștii nu trebuie să renunțe la amenzi, ba chiar sunt de acord ca sancțiunile să fie mai mari pentru a-i face pe ceilalți să conștientizeze pericolul la care se expun atât pe ei cât și pe cei din jur. Și credeți că e bine ca amenziile să fie puțin mai usturătoare pentru a-i determina pe oamenii să poarte? Sunt de acord cu asta, poate numai așa vor să o înțelege. Sunt foarte corecte, pentru că oamenii sunt indisciplinați din cauza asta. Nu se gândesc la sănătatea lor. Cred că dacă s-a dat puțină libertate, acum trebuie să o ia răzda toți. Foarte bine că se aplică amenzi, pentru că lumea trebuie să respecte toate condițiile impuse, sau mă rog, ceea ce prevede legislația. Alții nu înțeleg de ce ar trebui să fie sancționați dacă nu poartă masca. Nu prea. Trebuia să dea o amendă mai micută, așa, nu? De ce? Păi uite, sunt oameni care nu au banii, care n-au servicii, n-au de muncă. De unde să dea omul ăla 2000 de lei? Păi și eu, că uite, Doamne ferește, am pensia mică, dacă îmi dau amendă, ce fac? Cu ce mai trăiesc? Nu mai trăiesc cu nimica. În prezent, cei care sunt văzuți că nu poartă mască în spațiile prevăzute de către autorități pot fi sancționați cu amendă între 500 și 2500 de lei. Momente grele pentru un actor celebru, Mihai Bendeac, a povestit cum a fost infectat cu noul coronavirus după ce a participat la slujba de mormântare a bunicului său. Actorul a reușit să scape de boală după ce a stat izolat mai multe zile. Am mai avut gripe și răceli de-a lungul timpului, dar nu mi s-a întâmplat niciodată ca în decurs de 5 minute să fiu un om absolut normal prin casă și după 5 minute să am dintr-o dată foarte multe simptome, adică dureri musculare, pierdere de gust, pierdere de miros, o stare de oboseală, o stare febrilă, când frig, când cald. Actorul a povestit momentele teribile prin care a trecut chiar atunci când în țara noastră a fost instituită starea de urgență. Se pare că Mihai Bendeac s-a îmbolnăvit după ce a participat la înmormântarea bunicului său, iar atât preotul care a oficiat slujba, dar și alte persoane din lăcașul de cult, erau infectate cu noul coronavirus. Din păcate, nu doar el a avut de suferit, iar la scurt timp atât el cât și mama, tatăl, fratele, unchiul și mătușa au început să aibă simptome. Actorul spune că nici el și nici familia lui nu s-au testat pentru coronavirus și nici nu au mers la spital deoarece erau supraaglomerate. În schimb, s-au autoizolat la domiciliu și au respectat toate măsurile impuse de autorități. Ne era destul de clar că, având în vedere că la biserica respectivă au fost toți testați pozitiv, că mai aveam încă vreo două rude în familie care fuseseră la mormântarea respectivă și care au fost, erau deja internați la momentul ăla, ne era destul de clar. Și atunci am zis, bă, ok, ne autoizolăm și nu am vrut nicio secundă să apelez în acel moment la testare, pentru că erau foarte mulți oameni în niște situații mult mai grave, să spunem. Bă, dacă nu avem probleme nasoale respiratorice, nu apelăm în acest moment și facem ceea ce considerăm că este ok, adică să ne autoizolăm. Actorul s-a aflat până acum în izolare, astfel că publicul nu a știut nimic despre starea sa de sănătate. Arhiepiscopul Tomisului continuă să sfideze regulile impuse de guvern și de Biserica Ortodoxă Română. Am împărtășit copiii în biserică și voi continua să-i împărtășesc. Acesta este mesajul transmis de Teodosie după ce a fost criticat pentru că a împărtășit mai mulți copii cu aceeași linguriță. Gestul său a fost condamnat inclusiv de conducerea BOR. Acestea sunt imaginile pentru care arhiepiscopul Tomisului a fost extrem de criticat. În plină pandemie, Teodosie a împărtășit 10 de copii cu aceeași linguriță, ignorând total normele de igienă. Arhiepiscopul a promis însă că nu se va opri aici. Iată, au venit cei din presă să mă vadă că împărtășesc. Ați venit degeaba. S-au împărtășit copiii și vă spun, s-au împărtășit în biserică. Dar tot vom împărtăși, pentru că cel mai sfânt lucru este socotit acum ca o osândă, ca lucru cel mai rău. Gestul făcut de Teodosie nu a fost deloc pe placul reprezentanților Bisericii Ortodoxe Române, care a prezentat un set de reguli pentru a gestiona această perioadă. În drumările bisericești, referitoare inclusiv la împărtășirea credincioșilor în vreme de pandemie, oferite de Patriarhia Română, sunt amănunțite, sunt foarte clare și sunt publice.
ele au fost aduse la cunoștința tuturor eparhiilor, deci tuturor ierarhilor. Astfel, Bor se delimitează de arhiepiscopul Tomisului. Opțiunea pe care a făcut-o în al preasfințitul Teodosie, firește că îi aparține într-un mod singular. Ar fi prea mult să adaug că, dincolo de autonomia eparhială care există și care este respectată, cred că respectul comun al regulilor ar trebui să ne unească acum pe toți. Bănescu face apel la răbdare și la solidaritate între preoți. Cred că trebuie să ne orientăm cu toții respectuos față de niște reguli pe care am decis să le respectăm împreună și pledăm în continuare pentru acest lucru, întrucât îndelunga noastră răbdare, probată în mod exemplar timp de 2 luni de zile, poate fi continuată măcar încă puțin până se lămuresc niște lucruri foarte importante pentru toți creștinii ortodoxi. Scene ce par a fi rupte din filmele cu mafioți au avut loc în județul Suceava. Președintele unui ONG a fost atacat cu sălbăticie de către un consilier din cadrul Gărzii Forestiere Suceava și de fiul acestuia, patronul unei firme implicate în tranzacțiile ilegale de lemn. Tiberiu Boșutar, președintele Asociației Moldovița, un ONG care se ocupă de protejarea pădurilor, și mai mulți apropiați s-au deplasat la Broșteni, acolo unde au dorit să filmeze mai multe ilegalități produse în pădurile din zonă. Însă pădurarii nu le-au permis să pătrundă în fondul forestier. Mașină formată, topor, culmea. Cine ne-a atacat? N-acum Gurel și cu fiul lui pe drumul public. Inspectorul de la Garda Forestieră Suceava ne-a atacat pe drumul public și ne-a distrus mașina. Bărbații s-au speriat de moarte. Cei doi atacatori, tată și fiu, au coborât din mașini înarmați cu topoare și au început să lovească unde apucau. Au sărit pe noi. Ne-au spart geamurile, ne-au sărit cu topoarele, de bea am scăpat cu viață. Deci nu se poate. Geamurile sparte, cu topoare odată noi. Uitați-vă. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție care i-au dus la secție pe toți cei implicați pentru a le fi luate declarații. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de distrugere și lovire sau alte violențe. Din fericire, niciunul dintre bărbați nu a fost rănit. Mugurel Nacu, unul dintre cei doi bărbați violenți, este consilier în cadrul Gărzii Forestiere Suceava. Asta în timp ce celălalt bărbat, fiul său, Ionel Nacu, este patronul unei firme implicate în tranzacțiile ilegale cu lemn. Din nou în direct, să vedem acum ce s-a mai întâmplat și pe plan extern. Acuzații grave împotriva președintelui Republicii Moldova. Un deputat a prezentat noi imagini de la o întrevedere dintre Igor Dodon și Vlad Plahotniuc. Liderul de la Chișinău a primit o sacoșă neagră în care s-ar fi aflat bani pentru întreținerea partidului. Într-o înregistrare video mai veche, Dodon afirma că primește 700.000 de euro de la Federația Rusă și că Dimitri Cosac, care la acea vreme era vicepremierul Rusiei, i-a sugerat să ceară banii de la Plahotniuc. În imagini se vede cum Plahotniuc, pe atunci lider al PDM, îi întinde lui Dodon o sacoșă neagră, iar președintele îl îndeamnă pe acesta să-i dea sacoșa lui Costea, fiind cel mai probabil vorba despre Constantin Botnari, un apropiat al lui Plahotniuc. Igor Dodon a susținut de fiecare dată că imaginile sunt trucate și că nu a avut astfel de discuții cu Vlad Plahotniuc. Procuratura Anticorupție a anunțat la vremea respectivă că va începe o urmărire penală pentru presupusa finanțare ilegală a Partidului Socialiștilor. Cu toate acestea, procurorii au stabilit atunci că fapta nu întrunește elementele necesare pentru a fi considerată o infracțiune. Teoria conspirației susținută chiar și la nivel înalt, deși Statele Unite sunt în continuare cea mai afectată țară, fiul președintelui Americii Eric Trump a sugerat că pandemia a fost manevrată de Partidul Democrat. They will, and you watch, they'll milk it every single day between now and November 3rd, and guess what, after November 3rd, coronavirus will magically all of a sudden go away and disappear and everybody will be able to reopen. Eric Trump a acuzat democrații că folosesc pandemia de COVID-19 pentru a-l împiedica pe tatăl său, Donald Trump, să participe la mitingurile campaniei electorale, despre care susține că strâng până la 50.000 de oameni.
În realitate însă aceste cifre sunt exagerate. În februarie, Trump a declarat că 50.000 de oameni au participat la un meeting pe o arenă din New Hampshire, deși locația are o capacitate maximă de 11.700 de persoane. Eric Trump consideră că virusul va dispărea ca prin magie după ziua alegerilor, cu toate că în fiecare zi sunt confirmate aproximativ 20.000 de cazuri noi. Oficialii din domeniul sănătății publice nu sunt de acord cu fiul președintelui. Majoritatea anticipează un al doilea val de noi infecții cu coronavirus. Chiar și sora acestuia, Ivanka Trump, a cerut oamenilor să rămână în casă și a afirmat că toată lumea are un rol de jucat în siguranța comunității. Din 4,8 milioane de cazuri de coronavirus confirmate în total pe Mapamond, 1,5 se află doar în Statele Unite. Cu toate acestea, Donald Trump le-a promis americanilor că va redeschide economia în ciuda avertizărilor specialiștilor cu privire la o relaxare prematură a restricțiilor. Coronavirusul se transmite aproape imediat în restaurante. Un experiment făcut de televiziunea publică din Japonia arată cât de ușor te poți infecta într-un astfel de spațiu închis. Clipul a devenit viral pe rețelele de socializare. Echipa de jurnaliști și experți a îndrumat 10 persoane într-un restaurant în care se afla o persoană marcată ca fiind infectată cu SARS-CoV-2. Pentru realizarea experimentului a fost folosită lumina UV. Astfel, traseul coronavirusului, reprezentat în acest caz de vopsea, a putut fi urmărit de oameni. Fiecare participant s-a dus pe rând la bufet, fără a lua în considerare contaminarea. La sfârșit, participanții au putut să vadă unde s-a răspândit virusul. Vopseaua folosită exista atât pe oameni cât și pe mâncare și tacâmuri. Experimentul a fost lăudat de experți. John Nicholson, profesor în patologie la Universitatea Hong Kong, a declarat că videoclipul arată cât de importantă este igienizarea mâinilor pentru a opri răspândirea bolii. Până acum, în Japonia au fost confirmate peste 16.000 de cazuri de coronavirus. În total, 678 de persoane au murit după ce au fost infectate cu SARS-CoV-2. Un preot catolic din Detroit a făcut senzație. Prelatul a folosit un pistol cu apă pentru a le împărți credincioșilor aghiazmă. Preotul a găsit această metodă inedită pentru a respecta regulile de distanțare socială. Preotul Timothy Pelk și-a luat însă măsuri de siguranță și a purtat o mască și mănuși înainte de a începe slujba. Pozele în care acesta apare cu un pistol cu apă îndreptat spre o mașină oprită lângă biserică au fost făcute de Paște. Însă recent au devenit virale pe internet și au inspirat zeci de glume. Pelk a declarat că a fost puțin îngrijorat în legătură cu răspunsul Vaticanului față de acțiunile sale, însă susține că deocamdată nu a auzit nimic de acolo. Ideea de la care a pornit clericul a fost păstrarea tradiției de a sfinți coșurile de Paște în condiții de siguranță pe timp de pandemie. Acesta a declarat de asemenea că biserica și comunitățile din regiune au luat pericolul în serios. Enoriașii au legat panglici albastre în copaci pentru fiecare persoană care a murit din cauza SARS-CoV-2. Numărul din zonă a ajuns acum la aproape 5.000. Numeroși creștini ortodoxi din Grecia au asistat pentru prima oară după 2 luni la slujba de duminică, în cursul căreia au primit Sfânta Împărtășanie, în pofida riscului de răspândire a coronavirusului. Republica Elena este una dintre țările europene care au gestionat cel mai bine pandemia. În cadrul măsurilor de relaxare începute la 4 mai de către autoritățile de la Atena, bisericile au fost autorizate ca începând din 17 mai să își redeschidă porțile, totul numai cu condiția respectării unei serii de măsuri, mai ales cea privind distanțarea socială. La intrarea în biserici, credincioșii au folosit dezinfectantul plasat pe o măsuță, iar purtarea măștii a fost recomandată, dar nu este obligatorie. Restricțiile în Grecia au fost impuse la 23 martie în cadrul izolării generale care a cuprins și Paștele Ortodox din 19 aprilie, fapt ce a provocat numeroase reacții din partea Sfântului Sinod. Organul suprem al Bisericii Elene a acceptat până la urmă avizul oamenilor de știință privind interzicerea afluxului de credincioși și neîmpărțirea Sfintei Împărtășanii, nerecomandată de medici. Până în acest moment, Grecia a fost una dintre cele mai ferite țări europene în fața pandemiei de COVID. Aici au fost raportate peste 2800 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și doar 162 de morți. Pandemia de coronavirus ne obligă să păstrăm distanța. O femeie din Canada a venit astfel cu o idee ingenioasă și a folosit o folie de plastic dotată cu 4 mâneci pentru a putea să-și îmbrățișeze liniștită mama fără să se îngrijoreze din cauza unei posibile contaminări.
Experimentul a avut loc în orașul Guelph din sudul provinciei canadiene Ontario. Invenția, cunoscută ca mănușa pentru îmbrățișări, a fost pusă la punct de Caroline Ellis și soțul acesteia, Andrew, cu ocazia Zilei Mamei sărbătorită pe 10 mai în America de Nord. Mânecile, făcute tot din plastic, au fost fixate de bucata principală cu ajutorul unei benzi adezive. Acestea au fost făcute pentru a permite ca două persoane să se îmbrățișeze fără contact direct. Înregistrarea filmată cu această ocazie a devenit virală la scurt timp după ce a fost postată pe rețelele de socializare online. Femeia a povestit că invenția le-a dat ocazia să revină la o formă de normalitate în contextul în care oamenii stau izolați de mai multe săptămâni pentru a evita răspândirea noului coronavirus. Până acum în Canada au fost confirmate peste 77.000 de cazuri de coronavirus. În total, 5.782 de persoane au murit după ce au fost infectate cu SARS-CoV-2. O cafenea din Germania a găsit o metodă inedită prin care să țină clienții distanța socială. Aceștia au confecționat pălării din baloanele pentru notul în piscină. Plin de culoare și cu zâmbetul pe buze, clienții și-au asortat hainele de primăvară și s-au bucurat de ieșirea din izolare. Komm, Jackie, hier mit drauf. Ja, soll ich die sehen? Nein. Ja. Hier irgendwie raufkriegen, dass du das denn hier draufpacken oder irgendwie sowas. După ridicarea restricțiilor din Germania, proprietarii cafenelelor și restaurantelor au fost încurajați să își reînceapă activitatea. Astfel, aceștia au fost invitați să fie cât mai creativi în ceea ce privește siguranța clienților. Pentru a păstra o distanță socială mai sigură, proprietarii unei cafenele din orașul Schwerin au distribuit pălării formate din baloane de jucărie, preferându-le pe acestea în locul marcajelor pe podea și în locul panourilor din plexiglas. De altfel, în Germania au început în această săptămână și meciurile de fotbal. Deocamdată, partidele din Bundesliga se desfășoară însă fără spectatori. Până la acest moment, în Germania s-au înregistrat peste 170.000 de cazuri de infectare și aproape 8.000 de decese. Statele își reau activitatea pe timp de pandemie, europenii ale căror păreri sunt împărțite între frica de un al doilea val de COVID-19 și o criză economică, încearcă să revină la normal și să relaxeze treptat restricțiile impuse de autorități în luna martie. Italia și Spania, care au fost grav afectate de noul coronavirus, fac noi pași de ridicare a măsurilor. Acum că vremea s-a îmbunătățit, oamenii se îndreaptă din nou spre plaje și parcuri. Cei mai mulți și-au luat măsuri de precauție înainte de a ieși din casă și poartă măști, în timp ce alții protestează în Germania, Anglia și Statele Unite față de restricții. Cele mai multe afaceri din Italia, inclusiv restaurante, baruri, magazine și frizerii, vor putea în sfârșit să redeschidă după mai bine de 2 luni. Pe coasta Romei, plajele vor fi redeschise începând cu 18 mai. Condiția este însă menținerea distanței de siguranță pentru unele activități. În Spania, oamenii vor putea sta de luni la terase și se vor putea aduna în grupuri de 10 persoane. În Madrid și Barcelona, majoritatea restricțiilor vor rămâne în vigoare, dar unele magazine vor putea fi totuși deschise. În Belgia vor fi redeschise școlile primare și gimnaziale, iar în Grecia au fost deja deschise peste 500 de plaje, deși umbrelele au fost puse la 4 metri distanță unele de altele. Printre țările europene care relaxează măsurile se numără și Portugalia, Danemarca și Irlanda. Și în Statele Unite viața începe să se întoarcă la normal. Cercuri albe au fost pictate pe peluza unui parc din Brooklyn pentru a le aminti oamenilor că trebuie să păstreze distanța socială. Accident aviatic în Canada. Un avion al patrulei acrobatice a forțelor aeriene din Canada s-a prăbușit în provincia Columbia Britanică. În urma incidentului, un membru al echipajului și-a pierdut viața, iar altul a fost grav rănit. Accidentul a avut loc în timpul unui eveniment organizat pentru creșterea moralului populației afectate de pandemia de coronavirus. Vă anunțăm cu părere de rău că un membru al echipajului Snowbirds a decedat și un altul a suferit răni grave. Confirmăm că am contactat deja membrii familiei celor implicați. Aeronava s-a prăbușit la scurt timp de la decolarea împreună cu un alt avion de pe aeroportul din Kamloops. Aparatul de zbor a căzut în apropierea unei case care a luat și ea foc parțial în urma impactului. Cele două avioane participau la un turneu intitulat Operațiunea Inspirației, lansată la începutul lunii mai ca tribut adus eforturilor celor care se confruntă cu pandemia de COVID-19. Patrula formată din 9 avioane trebuia să survoleze la o altitudine joasă peste principalele orașe din Canada. Turneul începuse în provincia Noua Scoție. Până acum,
acum în Canada au fost confirmate 77.000 de cazuri de coronavirus. Peste 5.000 de oameni au murit după ce au fost infectați cu SARS-CoV-2. Atât pentru moment la știri, doamnelor și domnilor. Rămâneți cu noi. Urmează emisiunea Se întâmplă acum cu Tudor Barbu. Ne revedem puțin mai târziu la 17, adică vă aștept. În această noapte, în regiunile sud-vestice și în cele sudice, temporar, înorările vor fi accentuate, iar pe arii, în general restrânse, vor apărea versele cu descărcări electrice, dar și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ploile vor putea avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă, cu totul izolat, vor depăși 10-15 litri pe metrul pătrat. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor situa, în general, între 5 și 15 grade. Mâine, valorile termice se vor menține apropiate de cele climatologic specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu înorări temporar accentuate în primele ore în regiunile sudice, iar după amiază cu precădere la munte, unde pe arii restrânse se vor semnala ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade, iar cele minime între 9 și 17 grade. În capitală, temporar, înorările vor fi accentuate și mai ales spre sfârșitul intervalului se vor semnala ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperatura minimă va fi de 14-15 grade. Mâine, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 15-16 grade. Cerul va fi variabil, cu înorări temporar accentuate la începutul zilei și din nou cu probabilitate mai mare din a doua parte a nopții, când se vor semnala averse și descărcări electrice. În zona montană, vremea va deveni în general instabilă. Vor fi 13 grade pe Ceahlău, 16 grade pe Păltiniș și Semenic. În Sinaia, temperaturile vor ajunge la 17 grade Celsius. 18 grade vor fi în Poiana Brașov, iar cel mai cald va fi în Predeal, unde se vor înregistra 20 de grade.